99% e un om care este doar calități. Dacă mă gropați, am de tăiat de cea mai complicată perioadă din viața mea. Pentru mine asta e foarte mare stres. Minim e greu. Minimum 1000 de euro. Și timp de securitate să-mi scadă o balcă de ce știi cum în cap. Este. Timp bolnăvești. Pentru că gata, tu când spectacolul ăsta, tu ești mort. Tăi, eu n-am mâncat 3 zile. Breaking news. Eu nu mai vorbesc cu acest om. Salutare, dragilor! Suntem la o nouă ediție Uși Deschise. Deci, invitata mea de astăzi este Ana Cernicova. Vreau să vă reamintesc că avem și parteneri. Storax, cei care confecționează cele mai frumoase elemente de decor și fațade, A Priori Wine, fiindcă ne ești drag, și mai nou avem și un partener dulce, Milor Cafe. Știți și mi-am amintesc eu? Eu, e că o prins din ea, lumina. Mulțumim! Mulțumim! E că Nini s-a svedel și la față e bun și tot. Eu știu ce am făcut dar. Tudor, ții minte că aici se mai organizează uneori și concerte de muzică ușoară. Cândva de mult. Cândva de mult, de mult, da. Că te-am de ceva timp aici, nu se mai dă în aren. Asta și și, și era un concert de ăsta, zburniac, soleac, știi? Ei și noi, ca de obicei, tot intrăm, doar nu intrăm din intrarea centrală, tot aici, pe la intrarea de serviciu, știi? Și eu vin la repetiție. Și stă așa un nene aici, nu aici, da? Asta a fost tare de mult, cred că vreo 10 ani urmă, stă un nene și spune, unde vă duceți? Le spune, la repetiție, noi avem aici repetiție. Nu știu, Nică, nu se poate și gata. Auzi? Și zice, nu știu, Nică, nu se poate. Deci cum, eu, noi repetiție, noi avem sara concert. Nu mă interesează, Nică. Eu zic, eu Saura, eu scântăreață, eu cânt, adică iată, eu ne-am început să mă nervez, dar el așa suit la mine și spune, și, dacă ești Aura. A dimineața a venit și Struceanu și tot nu i-am dat drum. Tu înțelegi? Adică el așa mândru. Mai ca să înțelegeți, la noi securitatea e la cel mai înalt nivel. Da. Adică poți tu și și un Struceanu. Tu oricum n-ai cum să treci. Da, de ce am trecut? Din cauza că e Ana Cernicova. Pentru că e Ana Cernicova. Pentru că e diva teatrului. Trebuie să încerc eu să trec fără tine, să văd. Nu trecem, sub nicio formă. Dar v-ai văzut că eu am sunat directorul să ne permită să ne dai voie. Eu facem ochișori. Avem să-i cânt. Așa, ia, uite cum să vezi. Nu câți bărbați aici la teatru. Dar ești trebuie să mai lucrează, nu că... Ești un sistem întreg. Auzi, cum tu până amână te-ai mai tot aici atâta bărbat? Doamne, ferește! Ori nu mă nuiești. Nu. La lucru nu spate. La lucru, nu, oricând, mână, coamă, deloc. Așa, bine ați venit în capa catacombele noastre. Da, cine e aici? Constantinu? Da. Colegul meu, eu doresc dirijor de cur. Este. Dacă nu-i pe scenă, lucrează omul. Prim maestru de cor. E că poate și eu avem cândva să fiu în funcția asta. Ce da, știu. Am fost colegi cu Constantinu. Uite, tu știi, eu de mult n-am fost la teatru și nu știam că eu am făcut și astfel de... Asta de mult, poțișoare. De vreo, nu știu, de când am venit. N-am fost de mult, anume, știi, nu să mai fac spectacol de muzică ușoară la teatru, noi nu prea avem de cum treabă în spate. În scenă, da, venim la spectacol. Noi deja suntem teatru de elită, mai sus. Operatorul vostru ne impune să încălcăm toate regulile de la teatru. Și el îi dă să asta e podeaua pentru, iau ce special pentru noi. Parcă au știut că o să vină, așa? Asta e podeaua pentru artiștii de balet. Și noi n-avem dreptul să călcăm. Dar vezi că... Dar văd că oamenii ne permit. Ne permit. Tu vezi ce zi bine făcători. Da. Iurcic, dar poți să filmezi, ia uite. Asta e scena și eu te filmez de aici sala. Tu încă n-ai văzut în spate. Frumoasa adormită, Tchaikovsky. Da. Frumoasa adormită, balet. Frumoasa din pădure. Frumoasa, da, adormită din pădure. Da. Eu știi ce vreau să întreb? Uite, tu, dar... Tu doar stai aici desul, da? Și repeți și cânți. Da, așa. N-ai visat să te reprofilezi? Poate ai vrut și tu cândva să fii balerină, nu? N-ai vrut? Tu știi că eu am avut într-un moment o perioadă când eu eram dansatoare foarte bună și trebuiam să aleg între muzică și dans. Tu și la 12 ani. Aha. Da, eu am dansat la Veselia și acolo făceam și balet și dansuri populare și eram solistă acolo. Știi multifuncțională, așa era ca profil. Tu știi să dansezi, tu știi să cânti și operi și muzică ușoară, ce mai faci? Muzică scrie? Și gata. Și gata, îmi ajunge. Da, eu cred că deja e suficient.
Nu, dar în schimb amielea pictează foarte frumos. Ceva să faci. Și la mine e levă roboce, poți merge așa. Ce spui, așa? Pișoara? Da, într-un pas măcar să mergem. Ca și în cânticul meu, în același pas. Wow, eu l-am auzit. Ți-a plăcut? Da. Eu l-am auzit, știi unde l-am văzut la petrecere cu mine, da? Și acolo ai făcut o lansare. Da, am făcut o lansare, dar de fapt încă pe YouTube nu, dar când o să iasă interviu, deja o să fie și foarte frumoasă. Da, apropo, am mai auzit, știi la cine? Aurel Chirtoacă a scris pentru Tatiana Martin, tot un vals. Așa? Și ce-i cu moda cu valsurile astea? Asta de unde? De la Smiley tot s-au inspirat și au început a cânta valsuri. Da, dar vezi că noi și cu Amelia cântam Once Upon a December, da, și da, tot era în stil de vals. Adică... Dar tu știi că asta nu e rău. Știi la ce m-am gândit eu? Asta nu e rău, fiindcă tu ți-amintești, cândva, pe timpuri, primul dans al tinerilor era neapărat vals și categoric nu putea fi alt dans. Și acum poți să-l faci modernizat, exact, fiindcă adaptat după tu doar ți-amintești, tu azi dansau sub valsul lui Eugen Dogan, Tandra și Genga și Amia Fiară. Acum lumea mai schimbă, tu ai fi vrut ca sub valsul tău să danseze tinere? Da, și normal, eu aștept cine va fi primul cuplu care va dansa. Nu, dar până la noi stai o lac, nu știu. Auzi, nu, dar eu cu tine te înțeleg. Tu înțelegi că tu cânti atâți ani la petreceri, asta ca și mine, eu am de-a face atâta cu petreceri, că mie îmi pare că eu o nuntă o ți-o fac în două zile, adică mie nu-mi trebuie ani, mie nu-mi trebuie luni de zile. Eu știu că dacă îmi trebuie, eu o fac repede. Dar mie nu-mi trebuie. Asta nu-mi trebuie, asta e altceva. Nu aș vrea și eu să fiu mers. Of, dar știi ce-mi plac mie scările astea? De ce? Fiindcă aici e bufetul. Ginica și șampanie. Știi cum? La mine s-a întâlnit copilării. Tot ești orășancă. Da. Da, și eu tot. Noi când eram copii, noi aveam abonament. Uh-huh. Cu abonamentul ăsta... voi ați avut. Am avut. Noi am prins timp sovietic. Noi aveam abonamente la Teatrul de Operă și Balet, la Filarmonică, la Sala cu Orgă. Uh-huh. Și în parc la Teatrul Minescheta. Este patru erau teatri la care... Noi eram obligatoriu să ne ducem, deci să cumpăra, nu știu, 30 ceva de ruble costa abonamentul pe un an de zile. Și iată, noi fiind copii, vineam, ne duceau la balet, la nu știu ce aici, îți privim. Da, deci ca și orice copil, încă nu prea înțelegea el la vârsta ce, eu ne amuzam, dar cel mai mult așteptam antractul. Deci ca să mâncați și să râd la bufet. Ca să luăm o prăjiturică și cu apă doci. Știi cum eu vreau să spun că voi ați fost foarte norocoși. Da, pentru că, de exemplu, pentru mine era greu. Eu când învățam la colegiu, ne permiteau doar având, iată, documentul ăsta, că ești student la colegiu sau la academie, doar atunci poți să vii fără plată. Și atunci, și asta e bine? Da. Tot e bine? Dar vezi că e bine, într-o oarecare măsură, să impui tânăra generație să vină. Pentru că tu impui o leacă. Tu nu impui. Tu, de fapt, îi dai și educi. Îi educi, da. Le cultivi gustul estetic și frumos. Da. Asta da. E super. Ce cu... ne lipsește nouă. Absolut. Uite, acum asta ar fi binevenit. Și nu știu de ce nu o fac, fiindcă mie mi se pare că printr-o lege a Ministerului Culturii poți implementa în școli astfel de abonamente. De acord. Eu cred că părinții ar fi numai pentru. Vă rog frumos. Domn Prodă. Parcă-i mama mea la telefon. Și tot așa țin telefonul meu departe. Ca să... Dar pe că nici așa zic. Da, dar așa și-o fost. Așa, davai. Doamna, măi, că l-am pomenit azi pe... Dar tu știi că noi l-am pomenit? Eu am avut fotosesie pentru Lucian la VIP magazin azi. Și era Petru care a fost operator la Vreau la Țară, sau cum se mai numește, da. Și el vine și numai eu intru de el. Bună, doamna Aura, că el știe că... Actirită. Eu am crezut pe Cătălina Lușie. Doamna Aura, domn, și zic, dacă eu sunt doamna și mă domnești, deci mă pui la lucru, eu sunt doamna Aura. Nu de aceea că mă pui la lucru, nu, da. Și doamna Aura. Dar de aici, doamna Aura, spai, dacă sunt doamna și mă pui tu pe mine și îți bați joc tu de mine. Măi, că de regulă la televiziune stai așa, da, știi, că este o etică oarecare. Dar și mă gândesc că noi nu suntem la televiziune, noi suntem în oficiu. Unica punct medie și la noi e libertate în tot. O libertate sfântă, libertate. Sunt slobozi și sate, deștepta. Așa e frumos piesă. Da. Dumitrașul scris. În general, piesele, iacă din perioada asta, au fost. Da.
Ana, după cum și-am promis, noi am revenit la studio, adică am venit. Eu am revenit, dar tu ai venit la studioul nostru. Tu și te-ai schimbat, te-ai sortat după îmbrăcămintea mea, ceea ce m-a bucurat până la urmă. Da, deci ți-am spus că am un partener care mă îmbracă, Shaggy, da? Shaggy, Shaggy Lady, da. Cel mai interesant că eu de obicei, atunci, mai ales când e vorba de femei invitate, le sun ca să le întreb în ce vor fi îmbrăcate și în ce culoare. Dar femeile nu m-au întrebat. Păi nu știu, mi-a scăpat cumva. Dar vezi cum parcă ne-am înțeles. Da. Se vrei așa. Da. E un semn oarecare. Asta e un semn. Eu de fapt am vrut să spun altceva, că acolo la teatru noi ne-am făcut de cap. Mm-hmm. Binișor, eu nu știu ce era. Dar la început a să apară video de la teatru sau aici? Vedem. Știi ce mai interesant? Știi la ce m-am gândit eu? Ce se întâmplă? Ce a acționat asupra noastră acolo? Iată, spune-mi, te rog. Atmosfera, probabil că noi avem un vibe comun de aiureală, oameni de artă. Cel mai interesant, dacă așa să o luăm pe bune, noi nu ne cunoaștem foarte bine. Da? Deci noi am colaborat. Noi numai, da, nu. Eu, de exemplu, țin minte numai o singură dată te văd. Anume să vorbesc. Să vorbim, tine. Să discutăm. Da, asta era tare de mult, vreo 10 ani în urmă. Și cred că la agenții, la mine, la agenții. La agenții, da? Și foarte repede. Da, și atât. Și gata. Dar păi iau-te, noi ajungem la standul cu artiștii care lucrează la noi la teatru. Și-au lucrat. Și-au lucrat. Și lucrează acum. Iar acum încercați să mă găseți pe mine. Solista care lucrează aici de 7 ani și cântă doar roluri principale. Eu am înțeles, tu nu ești. Nu. Deși tu nu ai fost de atunci la serviciu zi oce. Uite cam la toți ești același fundal. Eu am fost la fotosesie, dar nu știu, până acum poza mea nu e. Și important că sunt pozele unor colegi de-ai mei care nu mai lucrează la teatru, dar poza mea nu e. Domnul Nicolae, vă rog frumos să luați măsuri. Așa, până e domnul Nicolae măsurile, ți-ai poza, îți cumperi o rămuță. Ai venit de credințul, nu e nimic. Da, ți-ai luat o scăriță, ți-ai luat-o și ți-ai găsat-o. Știi? Cine nu e luat așa într-o parte, l-ai dat într-o parte și ți-ai pus-o cântaș, gata. Nu știu să faci găuri noi. Eu iau rama de-am de la cineva care nu e, scot poza, o pun pe mea și mă pun pe mine. Și chiar mă schimb undeva la mijloc. Nu știu, parcă îmi place mai mult. Așa, ia că hai să vedem. Ceva pe lângă Maria Bieșu. Maria Bieșu lăsăm. A, pe lângă. A, lângă. Da. Lângă. Da. De acord. El lăiești pe Nicolae Duhotaru. Da, păi, pentru că e directorul nostru. Știi ce vreau să te rog? Tu de ce acustică ești bună? Tot nu merge nimic. Numai nu mă pune să cânt. Nu, numai o dată. Ia că tu ai făcut. Ce mai vrei de mine? Tu, eu sunt soprană coloratură. Eu am făcut... Tu ești coloratură? Da, eu am făcut vocal academic. La Neagă eu am avut două specialități. Îmi dau seama după voi. Sunt soprană de coloratură. Numai că nu știu dacă mai ajung notele cele, dar cântam. Da, asta da. Stai. Da, și cântai? I-am cântat rolul ăsta. Țărlina. O, vezi, ne-am amintit. Bati, bati, o bel mazeto, la tua povera, Țărlina. Stai că de mână l-am cântat, am uitat. Bati, la tua povera, Țărlina. Ți-văzut? Hai să facem un duet. Hai! Scântăm, așa-i? Care-i problema? Da. Numai că vezi, de obicei, duete pentru două soprane nu. Pentru două soprane nu facem noi care-i treaba. Un rând tu, un rând eu. O compun eu la urmă. Și nu știi cum la noi facem rând. Grădina copilării. Florile au nume de copii. Să periu copii. Doamne, ferește. Auzi, când astea-mi fugăneam. Și dimineața la copchelul tău să zic. Tu știi că mai fac și astrologie. Azi ceva e cu stele. Azi ceva e cu stele, că eu parcă am... Păi știi când zice... Parcă e cineva... Stelele aiuriesc azi, Alecuță, ca așa. Eu nu știu și cu mine... Parcă cafea nu beau, n-am băut nici un drog. Te-ai văzut cu mine. Și e abia începutul, adică încă nu știi ce o să fie mai departe. Asta am vrut să zic, știi ceva, ia hai la noi la studio, că eu acolo să mă simt mai serioasă, eu să mă îmbrac mai respectiv, mai și poate atunci discuția o să fie. Că eu nu mă schimb, eu am venit așa. Mă lădeață, dar eu așa m-am bucurat că ea se asortează cu încălțămintea mea. Haina cine tot se asortează, știi care e faza, că noi avem partener care mă îmbracă și eu de-am trebuit să îmbrac haina. Dar vreau să spun că nu vreau să mă îmbrac și partenerul vostru.
Eu am la mine în sacoșă ceva, dacă vrei te îmbrăcași, știi? Cum se numesc? Shaggy. Trebuie îmbrăcat șanșoară. Shaggy, lady. Shaggy, lady. Prima noastră întâlnire a fost deodată la război și neînțelegere. Exact, ceva de genul, dar bine, nu noi între noi, noi trebuia să... Da, trebuiam să rezolvăm situația. Să rezolvăm o treabă. Da. Dar știi de ce de fapt am amintit de faptul acela? Fiindcă, iată, la distanța asta de 10 ani de zile, eu văd complet o altă femeie. Vrei să spun impresia mea de atunci? Hai! Mie mi s-a părut o fată foarte timidă, chiar speriat un pic. Puțin zâmbitoare, deci așa foarte, nu știu, mie mi s-a părut că tu erai într-un stres ceva, deci complet, așa, tare mi s-a părut închisă, introvert, așa, o fetiță, știi? Deci asta a fost impresia mea. Măcar că eu te-am văzut pe tine în lucru, deci eu fusesem între timp la câteva petreceri și am văzut Tarmisul, da, și am văzut cât de popular și cât de dornic era lumea să vă vadă, tu erai solista de bază și te admiram și mă gândeam, uite, fata asta în scenă e una și de fapt în viață e așa, e complet. Și azi mă întâlnesc cu tine peste 10 ani de zile, că cam așa au trecut. Și eu te văd pe tine nu că diferită, dar radical diferită, dar... Deci, aparențele înșală, dragii mei, acolo mă uit, dar aparențele înșală. Deci, Ana Cernică, ce e? E nici pe proprie, nu e așa? Ești nebună, Doamne, nebunatică, nu nebună, zici, da? Nebunatică și mă provoacă și pe mine, deci ca să vedeți, voi să vedeți și story și o să vedeți și în emisiune. Deci, filmările de la teatru, eu, de exemplu, nu, credeți-mă, asta nimic nu-i plănuit, asta nimic nu-i jucat, asta totul e de moment și inițiatorul e că, gata, eu înțeles. Ia ca cel care o a țățat și o provocat tot ce am făcut noi la teatru, că într-un moment dat a venit cineva și a spus, dar ce căutați voi? Adică îți dai seama, deci noi așa frumos ne-am purtat. De-am după asta când te-au văzut pe tine, te-au recunoscut. Mă recunosc și o venit și tu, că femeia asta cred că serios a venit aici. Măi, tu îți dai seama? Deci cât de tare, asta zic, cât de tare s-a schimbat Ana Cernicova. Prima mea întrebare și primul trecem la rubrică. Liuba, că eu nu m-am schimbat. Eu întotdeauna am fost așa, pur și simplu tot aman m-ai prins într-o perioadă. În cea mai complicată perioadă din viața mea, adică într-adevăr eu atunci eram într-un soi de depresie pentru că eu trebuiam să ies din situația și despre care nu știu acum, dar nu-i sens. Nu mai are rost, da, bine, da, e clar. Nu-i sens să discutăm, dar în interiorul meu eu întotdeauna așa am fost. În orice caz, urmăritorii mei de pe Instagram ei mă știu. Eu nu te urmăresc, cred că nici tu pe mine, dar că trebuie noi artiști, măcar deja genul eu cred că deja de azi ne vom urmări. Tu m-ai etichetat, am să te etichetez. Înseamnă că tu acolo pe Instagram faci... Eu sunt așa cum sunt în viața de zi cu zi. Și tu ești așa, inclusiv, da? Și la interviuri eu sunt așa. Noi abia am deschis sticla de brut. Eu strează, eu în caz nici n-am mâncat, nici am băut, da, o leacă de apă. Da, de lasă apă că noi avem o altă băutură. Nu pot că slavă, dar de ciocnesc, da, pentru că a priori wine, pentru că ne ești drag. Care volan că tu mergi la concert peste drum? Așa, să fii tu sănătoasă. Ia uite, tu gata, tu știi, a priori wine, fiindcă ne ești drag. Ești normal. Da. Și uite, de data asta, ia și beau în gât. Uh-huh. Eu să mă fac beau. Și de data asta vreau să spun că tare ți-o mai mers. Noi, începând cu emisiunea asta, mai avem un partener de data asta, unul dulce. Da. Așa că noi, știi cum zic, avem zăcuscă la brut, fiindcă ne-au dat în obraz cum așa stau. Avem exact și eu nu consum, adică alcool, dulce. Anișoara, tu cui spui? Camerele sunt acolo. Anișoara. Partenerii voștri sunt normali. Nu, pe că ascultă. Știi care e faza, Anișoara? Că nouă ne-a spus cineva că nu e chiar bine când stau două doamne la discuții cu băutură alcoolică. Și fără zăcuscă. În general. Și noi, într-un pic... Din hater? Da, exact. Din cei, din urmăritori. Uh-huh. Apropo, era un bărbat. Și eu m-am gândit, dar de ce niște femei nu poate servească un spumant? Că ăsta e spumant. Eu mai degrabă îl văd ca o băutură pentru femei. Când servește, ea devine mai veselă, ia mai pozitivă. Ia acum să vedem și o să spuneți voi. A, așa. Deci uitați-vă la spumant ce avem. Și acum să spuneți, pot doamnele servească spumant cu astfel de desert? Eu cred că se recomandă. Se recomandă. Sunt de la Melor Cafe. Deci să știi că acolo se fac niște deserturi foarte și foarte gustoase. Și cel mai important, sănătoase, adică în ce sens sănătoase?
bio. Deci din ingrediente naturale, nu din prafuri. Super. Da, asta contează foarte mult. Așa că Nelor Cafe, mersi, ura! Deci mai avem un partener. Ne-am îndulcit un pic. Mai îmblânzit. Așa e. Și mai tare. Da. Și mai peste mâine. Nu, eu sper că invers, dulcele astea pe noi cumva așa să ne așeze, fiindcă noi tari, poți ne-am mai calmează o leacă. Așa o leacă, da, da. Uite, gata, ne-am liniștit, calm. În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat din prima, da, fiindcă recunosc, sunt colegi care vor curtați, știi, să-i mei sunde, n-ai spus și ori și tot așa. Dar tu pur și simplu m-ai sunat în timpul potrivit și în momentul potrivit. Da? Da, că eu de obicei tot le întind interviurile. A. Pentru mine... În general, interviu, asta îmi pare că e un lucru mai greu decât să cânt un spectacol. Uh-huh. Eu sunt introvertă. Și aici tu ai zis că eu sunt timidă, eu într-adevăr sunt introvertă și eu lucrez foarte mult cu mine. Adică, că totuși așa ești. Da, eu sunt, uh-huh. Da. Și când merge vorba de un interviu, pentru mine asta e foarte mare stres. Uh-huh. Înseamnă că eu astea și... m-am lipsit cu da, energie. Da, dar eu cumva eram sigur undeva în subconștientul meu, cunoscându-te pe tine, eu știam că la noi o să merg bine. Cumva, nu știu, tu m-ai sunat cu vocea asta așa veselă și cumva din start așa o mers, zic, măi, da, vin, hai. Da, da, eu mă bucur. Deci, Ana, noi avem o tradiție la emisiune și de obicei emisiunea o începem cu o rubrică care se numește Eu știu cine sunt. Este o autoprezentare. Uite, timp de un minut. Aici, la această cameră, trebuie să spui cine este Ana Cernicova. 3, 2, 1... Născută în anul 1991, într-o familie super modestă din Chișinău, ba chiar relativ săracă. De mic copil îmi plăcea să cânt. Cântam, nu știu, cu pieptenile în mâini. Iar de la 7 ani am început să învăț pianul. La 9 ani am pășit pentru prima dată pe scenă. Cântam la concursuri, am câștigat multe concursuri internaționale. Și la după colegiul la muzicologie am decis să cânt operă. Acum sunt solistă a Teatrului Național de Operă și Balet, sunt reprezentanta muzicii crossover, adică stilului pop-opera și ce să mai spun? Și sunt mamă! Sunt mama Ameliei Uzun, celui mai minunat copilaj din univers pe care tare, tare, tare îl iubesc. Visul meu e dulce și ușor, mama tu ești înger păzitor. Deci cum tu te simți acum? Sau cum tu crezi că te percepe lumea mai mult ca Ana Cernicova, interpretă, sau Ana Cernicova, mama Ameliei Uzun? Ca și orice persoană, eu joc diferite roluri. Adică cu Amelia eu sunt mama Ameliei. Da. În lucru sunt... Eu te-am întrebat altceva. Cum crezi că te percepe lumea totuși mai acum mult? Acum mă percepe... Mai mult. Dina. Nu te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit? Știi de ce te întreb? Tu îți dai seama că noi avem tangență, da? Așa. Deci o perioadă eram Aura. Aha. Până a apărut piesa Lori și Beti. După așa. Ce a apărut piesa Lori și Beti, eu am devenit Aura, mama lui Lori și Beti. Și pe tine asta te-a deranjat? Nu m-a deranjat, dar eu asta am înțeles și am resimțit-o. Deci cumva deja când spuneai Aura, se subînțelegea și Lori și Beti. Aha. Deci așa, la pachet într-un fel, înțelegi? Uh-huh. Și deseori, eu mi-amintesc mai ales în perioada când ele erau mai mici, da, deci și tu cred că tot asta e prins. Atunci când te chema la o emisiune, gata, te invitau deja mai mult cu fetele. Deci dacă până atunci doar singur, practic singur nu mai mergeam la interviuri, întotdeauna spuneau, vrem să te invităm cu fetele, vrem să te vii cu fetele, sau când mergeam să cânt undeva, vrem să veniți cu fetele. Și eu spuneam, fetele mele nu cântă, piesa e despre Lori și Beti, dar fetele nu cântă, știi, nu știu de ce așa s-a făcut. La tine, nu, tu asta nu simți, nu resimți? Eu cred că oamenii care mă cunosc, probabil după România au talent, atunci când am cântat împreună cu Amelia, mă asociază ca mama Ameliei. Oamenii care mă cunosc din alte surse, ca solistă de operă sau prin cântecele mele, dar nu știu care e părerea oamenilor.
Nu, nu m-am interesat. Iată, eu atunci așa am simțit, înțelegi? Și acum, mi se pare că și acum, când spui Aura, te gândești la Lori și Betty. Dar știi cum văd? Dacă pun o postare cu fetele, ea adună atâtea vizualizări și like-uri, cel mai multe, atunci când postez ceva cu Lori și Betty. Deci mai mult decât aș posta de una singură. Nu știu, este interesul ăsta. Este probabil, știi? Un interes, da. Și e frumos când și mămica e frumoasă, copilașii sunt frumoși. Într-adevăr, cum să nu pui un like? Ea are emoții în scenă? Evident. Are, da? Da, e și normal. Mi s-a părut că e așa ușor și lejer cântă, adică n-are nicio stres. Nu, cred că atunci când este pe scenă, ea se concentrează la ceea ce trebuie să facă, dar evident, înainte de să ieși pe scenă, ai emoții. Atunci când cântați voi în două. Așa. Deci stresul e mai mare sau invers? Este, știi că mai este cineva? E mai greu. Mai greu? Nini, mai greu. De da. Ce? Pentru că atunci când eu cânt singur, eu sunt concentrată doar la mine și doar ceea ce trebuie să fac. Da, și da. De obicei eu, întotdeauna în repertoriul meu am piese complicate, la care eu trebuie să mă pregătesc, la care trebuie să mă simt bine, vocea sune, pot să ajung nota aceea. Și în cazurile în care cânt cu Amelia, s-o poate că această greutate pe care o am și eu în capul meu, încă se mai adaugă încă una pentru Amelia, pentru că am emoții pentru ea, trebuie să o pregătesc pe ea, să încălzim vocea împreună, să o îmbrac, să o, nu știu, să-i mai aranjez așa o lecuțică, că nu o machiez tare. Da, câți ani am? 13. 13, aha. Deja 13 ani. Am înțeles. Da. Și e mai greu. Pentru mine personal e mai greu. Adică, într-adevăr, am nevoie uneori de o persoană care să mă ajute, dar nu prea are cine, pentru că e foarte important ceea ce îi spui copilului înainte ca să iasă. Ea trebuie să simtă bine, ea trebuie să simtă dragoste, ea nu trebuie să fie stresată și eu am grijă cumva să o protejez de totul și să-i dau doar emoții pozitive, ca ea pe scenă să simtă bine. Tu o vezi în continuare în scenă? Tu o vezi cântăreață? Nu cred. Nu crezi? Dar pentru că ea nu-și dorește. Nu-și dorește? Mm-mm. Uite, fix, uite, exact, fetele mele toți mă întreabă. Ele vor cânta? Nu, deja e clar. Că ea mi-a zis, mămica, eu văzând ce faci tu și cum lucrezi tu, eu așa nu vreau. Uite. Eu văd ce ți-e greu ție, da. Și eu nu vreau așa viață. Exact, exact. Deci asta pentru cei care cred că viața de artist e foarte ușoară. Uitați-vă exemple copiilor noștri care categoric nu vor să se lege de scenă. Da? Deci, mă rog, poate tu știi, poate asta e anume realitatea noastră aici în Republica Moldova. Poate în altă parte totuși este un showbiz și cumva lucrurile stau altfel. Într-adevăr, partea financiară foarte tare. Da, și nu doar partea financiară, dar și condițiile în care lucrăm și unde. Posibilitățile pe care ai vrea să le faci, pentru că îți dorești să faci, nu știu, aceeași piesă, pentru ca să o înscrii, deja minimum 1.000 de euro. Da. Un videoclip, minimum 4.000 de euro. Eu cu salariul meu de la teatru de 4.000 de lei... Da, nicio problemă. Da. Înșoară, eu am o întrebare, am pus-o, știi, cu Alioni Tripoi. Știi așa. Că ea, în afară de faptul că este interpretă, este și actriță. Și e actriță la Teatrul Eminescu. Și chiar am vrut să văd diferența totuși de un teatru dramatic și un teatru de operă și balet. Că poate așa. Mi s-ar părea că aici totuși vine un public foarte select. Iată, se întâmplă, sau ce vă deranjează pe voi, da, soliști, atunci când voi ieșiți în scenă, deci... să vă cântați ariile dintr-o operă sau ceva, ce vă deranjează? Ce nu ar trebui să facă publicul? Este ceva ce vă deranjează? Dacă se întâmplă? Atunci când sunt în acțiune și joc un spectacol, eu sunt concentrată doar la rolul meu. Adică eu deja sunt în rol. Dar... Stai și mă întreba. Ce te deranjează? Este public care deranjează? Poate deranjează? Deci la noi, de fiecare dată înainte de spectacol, anunță, vă rog, deconectați telefoanele. Și e că sunt foarte des momente, e ca un moment unde e liniște totală și se aude. Și da, asta e nervantă, așa? Dar nu mă enervează, că știi cum nervii trebuie să-i păstrăm și nu trebuie să ne enervăm. Chiar e amuzant. Și știi care încă e momentul? Eu cred că, da, partea financiară, evident.
dar totodată și condițiile în care, în care lucrează interpreții din Republica Moldova. Noi parcă suntem deja adaptați. Adaptați, da, dar asta nu e normal, să lucreze în niște săli friguroase, Doamne, în niște da. Săli dezastruoase, da, care tu te temi de securitate, să nu-ți cadă o balcă de ce știi cum în cap. Este, este așa. Adică sunt foarte mult în frig și în noroi și în drumuri stricate și deci eu despre asta zic, asta pare frumos dintr-o parte, dar deloc nu este atât de simplu și probabil chiar, copiii văzând cu cât greutate se dau banii ăștia, nu-și mai doresc. Nu, dar chiar recent am avut la Teatru Noiembrie, cântam Gilda, este un spectacol, adică spectacolul se numește Rigoletto, eu cântam rolul principal a Gildei. Un spectacol de 4 ore, adică tu ai de cântat foarte mult și în actul 3 eu trebuia să ies doar într-un lingerie intimă, așa, adică așa, da? Rochiță de asta, cum spune? Nacinușcă. Da, căbinașcă, da, de asta, dar cum se spune în rol? Într-un penioar, da, penioar. E așa, e corect, corect, da. În teatru era undeva vreo 4-5 grade de frig și eu trebuie un act întreg să fiu practic dezbrăcată. De aici ia da? Pe scenă, da. un curent de este ia mare, știu, puternic, știu. Și eu tocmai în momentul acela trebuie să cânt mi bemol octava a treia. Și eu stau și cânt și eu pur și simplu observ cum eu tremur tot, dar de ce eu cânt și mă gândesc la rol, că eu nu trebuie să ies din rol. Exact. Și într-adevăr, experiențele astea, după asta, te îmbolnăvești. Pentru că, gata, tu cânt spectacolul ăsta, exact. Tu ești mort. Da. Și nu mai ai forță de nimic. Dar, da, asta e adevărul, noi lucrăm în așa condiții. Da, și asta ar fi un motiv. Și ce vrea Emilia să devină? Sau nu ți-a zis? Încă nu știi. Cred că la 13 ani da, încă caută că și să arhitect, pentru că ea desenează arhitect, foarte frumos. Da. Dar nu știu să fie sănătoasă. Așa e. Uite, hai să... Am vrut să te întreb ceva. Tu fusesei la un interviu așa mai mare, mai amplu, la Dorin Galben, da? Și tu spuneai, deci, că după ce ai stat izolată în perioada pandemic atunci, da? Tu ai devenit mai selectivă la capitolul oameni. Da, da. Da. S-a schimbat ceva de atunci sau e la fel și acum? Eu mi-am luat lecția de atunci și acum respect regulile, deja a devenit un obicei. Să am în prejurul meu doar oameni minunați. Asta am vrut să zic. Tu te-ai referit, eu sper că tu te-ai referit atunci la cine? La partenerii de viață sau în general la o lume? Inclusiv, da, și partenerii de viață și prieteni și oamenii cu care petreceam timpul. Da, pe mine ai asta dezamăgiri? Da, evident. Evident și m-a consumat foarte mult. Prietenilor, da? Da, da. Și, nu știu, cumva așa s-a întâmplat că eu, înainte de pandemie, eu deja eram single lady, adică deja o perioadă bună de timp și eu încă mă căutam. Eu, pentru că până atunci eu eram mereu în relație. Și eu nu știam de cum e asta să treci singură. Și țin minte că atunci m-am băgat în lucru, lucram de dimineață până noaptea. Țin minte, era un caz... Tot aveam evenimente, concerte, filmări, evenimente, concerte, filmări și am venit acasă pentru ca să mă schimb în alte haine, cu urma să merg la un alt eveniment și zic, da să mă întind măcar pe 5 minute. Și eu mă întind și îmi dau seama, băi, stai, eu n-am mâncat 3 zile. Opa, aici păi ceva trebuie făcut. Da, eu m-am băgat. Chiar pentru să nu că mănânci 3 zile? Eu nici nu aveam în înconjurarea mea oameni care să mă înțeleagă și eram singur în toate problemele astea. Și plus mult lucru și eu când mult lucrez, eu nu dorm, nu mănânc. Deci toate cumva s-au adunat. Și aici, iată, chestia asta m-a pus pe mine pe gânduri, măi, dar stai o leagă ceva, de-am eu nu fac corect, trebuie eu ceva să schimb. Și tocmai a venit pandemia. 3 luni în casă. Așa, și toți erau acasă. Eu nu mi-am pus să... YouTube-cicul, psihologi. Da. Și zic, Ian, stai, volea, că trebuie ceva să schimb. Și ți-a reușit, da? Da, da. Știu că dar tu știi, dar tu spui internet. De psihologi. Eu, chiar și înainte de această pandemie, da, știi că și eu am trecut printr-o experiență, identică, eu așa, nu da? Cunosc experiența bine. Ta, dar îmi dau seama că s-a fost exact greu. Așa, da. Da, tot o despărțire. Și atunci, chiar mă bucur că atunci, exact așa, pe rețele socializare undeva mi-au venit niște articole, un alt, așa, țin minte că era articolul unui psiholog care a spus că e foarte bine după o despărțire
o perioadă să o fii singură. Deci nu te aventurezi imediat în alte relații. Adică e bine tu o perioadă să fii de unul singur. E foarte bine. Tu te restabilești. Și eu în pandemie am descoperit că eu așa de bine mă simt cu mine. Da. Doamne, eram așa de fericită. Pentru că, în primul rând, femeile când încep să cunoască lucruri noi, că eu m-am avântat în psihologie și în toate chestiile astea, eu mă simțeam atât de împlinită, atât de mult îmi plăcea toată informația asta, să o cunosc. Ah, ce interesant, înseamnă că așa. Și toate lucrurile astea așa mă inspirau și îmi dădeau atâta energie, că eu când am ieșit din pandemie, eu radiam. Eu mergeam pe stradă și oamenii, pur și simplu, nu știu, putea să apropie cineva de mine. Devușcă, văd așa agresivă. Da. Adică pentru că tu lumina sufletul și ochii. Eu m-am încărcat atât de mult și eu atunci am descoperit că măi, dar eu mă sunt așa de bine singură, nici n-am nevoie de nimeni. Deci, dar spune-mi, te rog, uite, ție ți-a fost greu din nou să te reîndrăgostești? Da, da, mi-a fost foarte greu. Aveam o frică mare. Adică, mă rog, am avut mulți, nu exagerez, adică, într-adevăr, mulți bărbați care mă curtau. Și încercau, nu știu, să mă iei de mânuță sau măcar pe obrăjor să mă sărute. Și eu parcă eram sălbatică, adică eu nu suportam cineva să mă atingă, nu, categoric. Și încercau toate metodele și eu, iată, nu știu, parcă simți că ești pregătită puțin. Și când nu, și iarăși despăream, adică da, într-adevăr era frică. Mi-era frică, dar în același timp mă simțeam foarte bine. Adică, anume să țin această distanță, eu mă protejam pe mine și mă simțeam tare ok. Ok, în atunci... Eu mi-am respectat ceea ce simțeam eu. Ei, ok, dacă eu nu sunt pregătită de relații, pentru ce să mă impun să fiu, că așa trebuie? Bine, uite, în pofida faptului, cum a fost la voi, fiindcă a fost, eu țin minte, a fost dificil, cum totuși vouă va reușit să mențineți o relație normală, sănătoasă. Deci la voi, până la urmă, voi împreună vă creșteți fetița, da? Deci iată, poftim, ia cum e la concert la tata. Știu că copiii se văd, el are o altă familie, tot. Cum? Iată, de unde a venit înțelepciunea asta? Cui i-a dat în cap să rămâneți totuși în relație omeniești? Breaking news! Eu nu mai vorbesc cu acest om. Eu am zis, toți oamenii toxici bloca. Tu pe bune vorbești? Da. Dar tu știi? În primul rând, copilul e mare. Mie mi s-a părut că e ok. Da, eu încercam să refac. Au fost sute de încercări pentru ca să fie totuși o relație normală. Și până într-un moment am zis că gata, a ajunge. Până aici a fost. Dar eu credeam că tu vei spune că atâta timp cât și unul și altul într-un fel și-a refăcut viața, știi? Adică are pe cineva. Deci mie ne pare asta logic, mie ne pare asta normal. Dar atâta timp cât omul nu se schimbă și se comportă așa mai departe, pentru ce să te chinui? Cu atât mai mult. Amelia e mare, are deja 13 ani. Da. Ea nu are nevoie pentru ca eu să vorbesc cu tatăl ei, ca ei să se vadă. Ea poate asta să facă la direct. Da. Adică nu mai este nevoie de implicarea mea pentru ea. Am înțeles. Spune-mi, te rog, bine, atunci eu nu mai ating subiectul ăsta, chiar nu vreau, fiindcă în așa caz el e destul de sensibil și nu cred că nici tu dorești să mai dezvoltăm tema asta. Hai să mergem la... Hai să trecem la ceva pozitiv. Exact, la ceva pozitiv. E ca ceva pozitiv, eu te-am văzut acum recent într-o emisiune unde tu ți-ai lansat noua ta piesă, Vals, da? Vals, Pierduți în Vals. Și apropo, eu am privit emisiunea... Dar eu am reținut, dar știi de ce? Fiindcă eu întâmplător am privit acea emisiune așa butonând și tu ai spus că tu ai 4... denumiri și nu știi încă cum se va numi și când le-ai citit, mie prima ce mi-a venit în cap, că ar fi bine să fii perduți în Vals. A, ți-ai tot să plăcut exact. Veranda și după ce ați spus că anume așa toată lumea a numit-o, după ce am ascultat piesa, deci exact, a fost denumirea, vezi că mi s-a reținut, fiindcă cumva ai dat un exercițiu de spectatorilor, știi, și el să se implice cumva. Dar știi, chiar da, m-am bucurat foarte mult că mai multă lume s-a implicat în crearea acestui produs. Dar tu știi că uneori și asta e o problemă. Eu mi-amintesc, tot uneori aveam problemă cum să numesc o piesă, fiindcă denumirea foarte mult înseamnă.
La mine este așa exemplu. Eu am o piesă care o știe toată lumea. Ea are mai mult 20 de ani. Foaie verde, foaie de asta. Da. Iarba șuieră. Și cum se numește ea? Piesa se numește Cântec de dor. Chiar. Du-te și o caută. Scrii pe YouTube foaie verde, foaie de asta. Nu găsești în YouTube. Găsești foaie verde, bădița, tot ce vrei. Numai nu Cântec de dor. Uite, vezi, atunci cumva nu ne-am gândit să-i dăm o denumire. Și atunci, deci o denumire trebuie cumva să neapărat să fie un rând din cum, piesă. Cum era sau... și la mine piesa mea. Te iubesc, te iubesc. Și am pus denumirea Dragoste Divină. Tot oamenii, cum să găsesc piesa asta, tac. Dragoste divină. Păi iată, despre asta spunem. Dar de fapt, bine, tu atunci ai lăsat melodia, dar tot acolo, în sfârșit, tu ai spus-o public, mi se pare, pentru prima dată. Da. Și deja așa foarte deschis, fără ascunzișuri, că atâta suspans a fost, mai ales din partea lui Cătălin. Nu, asta nu-i, nu știu nică, adică, Doamne ferește, tot. Și când colo ies Ana și spune... Da, noi ne-am logodit. Deci, mai mult ca atât, hai să recunosc pentru cei care ne privesc, Ana mi-a spus asta la telefon. Eu am spus, Ana, eu nu știu, o să vrei să vorbești, dar de ce nu? Asta e de tot. Wow, stai, gata. După am anunțat pe Instagram. Dat jos și vorbim în sfârșit deja despre o nouă relație, un nou om în viața ta. Și este Cătălin Lungu, da? Da. Nu râde. Eu îl cădeam numai când aude Cătălin Lungu. Eu știi de ce? Eu știi că eu după... Tu ești Doamna Aura? Da! După Vreau la țară. Atât am odomnit. Salutări, Cătălin, de la Doamna Aura. Am crezut că Lucie de acolo. Pe cuvânt. Eu nu știu, e probabil așa personajul a avut, dar eu pe urmă am uitat și celelalte filmulețe. Toți au avut aceeași dragoste față de el ca și mine. Toți. Adică lui a reușit. Deci el cred că și-a făcut un personaj de ăsta care să-l urască toți. Îmi dai seama. Eu am vederea numai în proiectul ideea. Ăsta. În proiectul da. Ăsta, da. Da. Și uite, Cătălin, da? De unde până unde? Fiindcă eu... Prima dată v-am văzut pe voi împreună. În sfârșit, eu erai fericit, am început subiectul. Prima dată v-am văzut pe voi împreună la o emisiunea lui, la 02, unde voi ați cântat într-un duet. Eu nu mă țin am cântat împreună o parodie cover, muzicală. O parodie muzicală, asta a fost acum vreo 2 ani în urmă, da? Ceva de genul ăsta. Eram vineri în club, m-am trezit din veție când te-am văzut. Recunosc, nu-ți viteaz. Nu mă apropiam, de eram tras. Și încă m-am gândit, aude ce bine sună, știi? Și pe urmă întâmplător, iar nu știu unde, am văzut ceva o știruță. Și atunci m-am gândit eu, ei, dar stai puțin, dar de acolo e, totul e așa sau mie ceva mi se pare. Și uite că eu până la urmă intuiția nu m-a dat de gol. Înseamnă că totuși am simțit că ceva între voi este, dar nu știu. Și asta uite asta prin ecran, că noi nu ne-am văzut. Acum hai, destăinu-i și spune, cum v-ați cunoscut? Deci atunci când v-ați cunoscut? Până la acel duet? Da. Da. Și deja erați împreună mult atunci? Mult înainte. Nu. Hai zic, cum a fost? Nu de-am gata, de-am trebuie să fui. Și nu lui Iulia, dar mie. Nu măcar să mă fără râmă, leac. Auzi, de-am gata, n-ai încotro. Tu dacă, ai sincer, nu ne-i ușor să vorbesc despre asta. Că, nu, dar cum? Nu, dar eu sunt introvertă și chiar ni-i greu să vorbesc. Eu fac efort. Ochilor le place să vadă frumosul în fiecare detaliu. Asta inspiră și te face să fii mai fericit. Storax, producătorul autohton de profile decorative, transformă orice casă obișnuită în una cu adevărat remarcabilă. Echipa Storax vine mereu cu idei originale și concepte unice, care transformă obișnuitul în extraordinar. Și indiferent de bugetul de care dispuneți, Storax vă promite elemente decorative pentru fațade perfecte și durabile. Stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Pentru a profita de serviciile echipei Storax, îi puteți apela la numărul 0681 54 234. Cum a fost? De unde până unde? Mai de unde să încep? Mai într-adevăr, eu tot îmi puneam întrebarea asta, de unde până unde? Păi asta-i. Pe Cătălin
îl cunoșteam, l-am cunoscut în iarna înainte de pandemie. Așa. Adică nu personal. Eu am cunoscut videourile lui cu Vica. Vica, păpșelul. Și ne-a arătat o prietenă de-a mea foarte bună. Și la noi deja a devenit un mainstream să ne pricălim. Adică noi la teatru trebuie să ne pricălim cu Vica, cu păpșelul, cu tete Estian. Da, da, da. Și după aia de-am s-a început, și gata, adică asta, așa, a fost o mică introducere, care spune foarte mult. După aia a urmat carantina, eu am stat în carantină, m-am încărcat cu energie. Și cu filmulețe. Și cu filmulețe de psihologie. Așa, și? Și ies eu la prima mea plimbare în parc, atunci când au permis pentru prima dată oamenii să iasă din parc. Așa, și? Și tot eram tot cu prietena asta a mea și l-am întâlnit pe Eugen, care este prieten cu Cătălin. Uh-huh. Pe Eugen îl cunosc de mai mulți ani, când am fost în juriu la un concurs de karaoke. Așa. Și vorbim noi cu Eugen și el spune că ia, că Cătălin e acolo mai în față. Și zic, Eugen, dar fă-mi cunoștință cu Cătălin, chiar sunt curioasă cum e omul ăsta în realitate. Așa. Noi de pricălit, dar ne pricălim, dar măcar să-l cunosc. Uh-huh. Și... el îmi face cunoștință cu maestru Cătălin. Și Cătălin a fost așa cam arogant, așa mi s-a părut mie. Înseamnă că el așa și este. Și mi-a stat așa tare, nu mi-a plăcut. Cătălin Lucu. Tare nu mi-a plăcut. Așa. Și eu zic, măi, ok, adică eu mă gândeam să fim om, un prieten, să comunicăm, adică suntem colegi de breaslă, să ne pricălim. Dar dacă el așa se comportă cu mine, așa. Zic, nu, ok, bine, să mă uit mai departe, de-am la videouri pe internet. Vedem, nu, cu atât că interes. Că nu mă mai interesează nimic. Și după aia deja noi ne-am mai intersectat la mai multe tusofi și așa, să spunem, pentru că era taman vara. Și pur și simplu găștile noastre s-au unit și noi pur și simplu ne distram împreună. V-ați cunoscut mai bine, da? Prieteneam. Prieteneați. Da. Și că așa mult timp noi eram prieteni. Așa, și tu... Și eu am început să-l cunosc. Să-l cunoști, asta am vrut să spun. Și el probabil... Gata, eu am înțeles ce tip e el de bărbat. El probabil bărbat de ăștia care nu deodată se deschid. Da. Și așa ca o protecție și de asta par aroganți. Da. Așa e? Exact. Dar pe urmă, asta când am ei deja și eu găsesc... Când sunt într-un cerc lor... Într-un mod în care... Într-un cerc ei în care... Ei atunci se manifestă. Am înțeles. Da. Ei, dar vezi, eu cu el am petrecut numai 3 zile. El nu a reușit să manifestă. Tu l-ai prins, taman, nu în cea mai bună... Anturaj. Anturaj, da. Da, da, da. Am vrut să spun, în cel mai bun context. Am înțeles, da. Și așa treptând, noi am început să comunicăm și eu cunoșteam tot mai bine și mai bine. Și mă uimea foarte mult. Adică primul lucru care pe mine m-a uimit a fost faptul că el are o empatie rar întâlnită la oameni în general, nemai vorbind de bărbați. Ceea ce le lipsește multor bărbați. El e foarte empatic. Nu știu dacă empatic are grad de comparație, dar e empatic. Da, față de oameni sau în general. Față de oameni în general. E un om cu un suflet foarte bun. E super deștept. Adică e de o plăcere să discuți cu el. Simți umorul lui. Deja vă dați seama. Și mai super și cântă frumos. Asta vreau să zic, el are voce. Aici eu deja am întrebări, m-a scuzat. Păi bine, dar oricum el cântă. Dar el are voce frumoasă. Da, da, l-am auzit. Dar a spus că nu vrea să mă ocup cu el. Ești o profesoară, Lia, Nu, a zis că nu vrea. Nu vrea, am înțeles. Și... în general, el ca om, deci 99% e un om care este doar calități. El are doar calități. Acum a reușit vouă atâta timp, totuși, uite, tu povestești vreo 2 ani de zile, lumea practic nu a știut de voi. Acum, iată, în ultimul timp, nu știu, acolo, jumătate de ani de când a început să se zvonească, să vorbească. De jumătate de ani, Sfânt, eu nu știu. Cam așa, dar până atunci nu se știa că voi sunteți împreună. Vezi că eu eram cu frica mea. Mi-era
tare fric să fac acest pas, în general, să fiu în relație. Da, adică, da, da. De ce noi tare mult timp am întins-o și eu îi sunt nespus de recunoscătoare lui Cătălin pentru faptul că el a avut răbdarea asta să mă aștepte. N-am văzut nici ieșiri de-a voastră, știe că așa împreună. Dar nici nu a fost. El m-a acceptat ca cu toate traumele mele, care asta a fost eu eram, cu toate fricile mele. Uh-huh. Da, eu nu eram pregătită. Dar eu aș fi crezut invers. Eu credeam că el e așa un tip, că el nu vroia să se afișeze cumva, știi? Nu, el n-avea niciun stres. N-avea nicio treabă. Adică nu, el era ok. Ei bine, și acum ai spus tu la toată lumea că voi v-ați logodit. Înseamnă că urmează nunta? Da, cred. E sărbătoare și răsună, da? Muzica. Uh-huh. Tu îți dorești nuntă? Da. Dorești să bați rochea de mireasă? Da, ce, eu să fiu mireasă frumoasă, nu? Da, normal, dar e a doua oară. Vrei? Iarăși rochea de mireasă? Da, eu... Dar el vrea mire? Dar n-are în copilul. Bun, înseamnă că la voi totul e serios. Adică eu vă schivesc că la mine prima nuntă nu a fost așa cum am vrut. Eu n-am fost logodită așa cum am vrut. Adică am fost cerut pentru că am fost gravidă. M-am căsătorit tare repede. Tot era repede. Eu nici nu știam dacă eu vreau asta sau nu. Eu știam că trebuie, pentru că este copil și trebuie repede să ne căsătorim. Aici un pas făcut conștient, gândit foarte mult, chipzuit, discutat, punctat. El e unicul băiat la părinți, așa? El e un singur copil, corect? Da. Tu ți-ai cunoscut deja soacra ta, da? Evident. Da. Gabi Sacra Lungu, și soacru. Da, da. Deci soacra și socru sunt actori. Am da. Socri minunați. Da. Am jucători, da, da, iubesc, așa mi-s dragi. Ți-s dragi? Da. Tot ok? Și foarte Gabi bun. Așa, e Gabi așa, superbă. Am vrut să zic, e plină de energie și tu așa... Tot ok? Ei, nu, dar eu când sunt cu doamna Gabi, eu sunt altfel. Noi tare bine ne înțeleg. Da. Cum eram cu tine, așa și cu doamna Gabi. Am înțeles. Că ea, dacă având doar băiat, eu cred că de mult își dorea o fată, așa-i? Da, nu, e tare bună și m-a primit. Voi sunteți de seamă cu Cătălin sau el e mai mic ca tine? El e mai mic cu 5 ani. Cu 5 ani? Ateață, fată. Da, asta, apropo, tot a fost un subiect care mă speria și mai mult. Cum cu 5 ani mai tânăr? Dar nu mai, acum vezi că acum nu sunt mai... Nu știu, cum pare o normalitate. Deja așa, plus, minus 10 ani încolo, asta e ok. Vezi că în cazul ăsta, probabil, mai mult a contat nivelul de inteligență. Exact. El e super inteligent și știri, e ceea ce nu... Nu știu, am cunoscut mulți bărbați, și am cunoscut și bărbați de 40 de ani atât de frustrați, Doamne ferește. Și aici el fiind tinerel, noi ne-am cunoscut el cât avea 24. Și eu pur și simplu am rămas șocată de felul cât e de matur. Chiar dacă lui nu-i place să-i spun că el e matur, dar părerea mea că este că da, și responsabil. Clar. Și așa o întrebare, așa intimă, și vă doriți copii? Așa? Deci, normal, dacă vrei nuntă, vrei rochie, înseamnă că da. Îți spun, răspunsul la această întrebare îl găsiți pe 02, la rubrica, cum e rubrica, ce se numește, unde Cătălin, pe înțelesul meu. Așa. Cătălin acolo vorbește despre copii. Așa, bine. Acolo deci e asta așa e o publicitate, ați înțeles? Înțelesul meu, găsiți despre copii. Despre copii, bine. Da. Să vedem ce spune Cătălin, dar eu undeva intuiesc care-i treaba acolo. Așa-i? Ok. Da. Hai să începem totuși de la începuturi. Tu ești fată de oraș, tu ești din Chișinău. Da. Da. Ai spus în prezentarea ta că... Familia ta este una familie foarte modestă, da, ai trăit foarte modest, da, dar totuși, părinții tăi te-au dat probabil la școală de muzică, ai îmblat la tot felul de cercuri, da? Așa a fost. De unde până unde muzica? Doar ea de unde s-a pornit, nu? Eu presupun că în timpul când erau părinții mei copii, așa, în Uniunea Sovietică, era primit ca copilașii să meargă la diferite cercuri. Inclusiv și mămica și tăticul
Au mers, mamica a mers la școală muzicală la pian, tata la acordeon, dar nu, la baian. Așa, la baian. Așa. Adică era o normalitate ca virgulă copilul să facă, să facă un cerc, care o activitate. Părinții tăi sunt din oraș, da? Toți sunt orășeni, am înțeles. Da, da, da. Și astfel, adică, pur și simplu m-au dat la școală muzicală pentru că e ceva normal, chiar dacă ei ambii sunt economiști și n-au treabă cu muzică. Nu, chiar vreau să întreb ce fac ei. Mamica mea, sărmana, n-are auz muzical, deci tata meu, da, are și cântă și la gitară, dar oricum asta nu... Așa mai cântat o perioadă la nuți cândva tare, tare de mult, tare de mult, când era tânăr. Da. Și... nu știu cum, probabil că cineva o clar văzătoare i-a zis mamei mele că fiica ta va deveni artistă și mama mea a crezut în asta. Și până la urmă s-a adeverit. Și s-a adeverit așa. Până... În orice caz, eu nu pot nimic să fac altceva în afară de scânt. Tu nu ești singura în familie, mai ești un frate. Am un frate. Așa, da, mai mare, mai mic? Care e mai mare cu 8 ani. El a fost procuror, s-a reprofilat acum, e avocat. Și apropo, el a compus piesa Mama, care este cea mai populară. Da, el tot a făcut muzică, da? El tot a făcut pian, doar 4 ani. Așa. Și cânta la chitară. Da. Este unica lui piesă? Da. El a compus acest cântec când avea 18 ani și l-a făcut cadou mamei mele de 8 martie sau de ziua ei, nu mai țin, chiar am micuță. Ai o istorie interesantă. Și eu atunci, fiind micuță, eram tot de vârsta de 90 ani, eu l-am înregistrat, că nu știu dacă mai am varianta aceea, prima variantă, și am uitat de acest cântec. Și după aia, când am avut succes cu Amelio și la România au talent, zic, dar de ce să nu cântăm acest cântec, să-i dăm un aer nou? Da, și uite că... Tu ai o familie foarte talentată. Apropo, în ce relație tu ești cu părinții tăi? Cum? Dar e ok. Minunat, da? Da, da. Ne înțelegem bine. Deci asta ce ține de părinți. Și mai departe, ei, într-un fel, au fost de acord ca drumul tău să fie ăsta, legat de muzică. Nu, nu ți-au pus impediment sau nu ți-au spus, uite, anișoara, da, bine, concursuri, tot, dar asta nu te hrănește. Poate să alegi totuși un job așa. Tu ai făcut doar studii muzicale? Da. Nu ai făcut, poate ai mers la Academie Studii Economice sau ceva să mai faci un, nu? Nu. Îndată, după clasa nouă, m-am dus la Ștefaneaga să învăț muzicologia. Muzicologie învățat? Da, da, pentru că eu foarte bine cântam la pian. Așa. Și pe mine, în general, voiau să mă iei la ambele facultăți, și la pian și la muzicologie. Așa. Cel mai grele facultăți. Cel mai grele, asta am vrut să zic, da. Și eu am zis că nu, mă duc doar la muzicologie. Am făcut și, Doamne, ce de fericită eram la colegiu. Eu la școală eram bulinguită. Bulinguită, nu știu. Da, așa. Eu azi cu exprimările, da, dacă aveți nevoie adresată. Dar ce consta bulingul? Pentru că absentam la școală. Profesorii mă înjăleau, îmi puneau note bune uneori. Uneori nu îmi puneau note bune, îmi puneau. Pentru că mergeam la concursuri. Mereu cântam. Dar și eram, probabil, și eu altfel, cumva. Încă... Adică părinții tăi, știi cum, știi ce te întreb? Că de obicei părinții nu, principalul școala și pe urmă restul concursuri și... Așa și era. Și... Nu, școala era foarte importantă. Da. Pur și simplu uneori absentam și nu mă simțeam bine la școală. Nu știu, aveam o clasă, împărțit în grupulețe. Da? Și... Da, adică ei deja după clasa 10-a, ei s-au împrietenit, deja era tot ok, dar până clasa 9-a era foarte greu și mă duceam la școală, așa mă impuneam să mă duc la școală, nu-mi plăcea deloc. Și când am ajuns la colegiu și am simțit vibe-ul ăsta că toți sunt așa ca și mine, adică m-am simțit atât de acasă, mai acasă decât la mine acasă, pentru că la mine părinții nu sunt artiști. Și au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Wow. Adică mai ales anul întâi, anul doi. Uite, la noi e diferența de studii la Neagă undeva de 20 de ani, da? Și tu spui exact aceleași cuvinte pe care eu le spun de fiecare dată despre colegiul Ștefaneaga. Da. Da, fiindcă eu și acum cred că cei mai frumoși ani de studenții a mei au fost, anii tinereții au fost la Neagă, da, la colegiul Ștefaneaga. Uite, vezi? Deci, nu știu, este acolo o alură ceva așa, da?
este cumva toți pe aceeași undă ca știne, adică și... se adună toți oamenii bolnăjori de muzică. Dar asta e frumos, dar toți sunt copii. Eu exact și eu după clasa 8 atunci, tot după 9, 8, eu, atunci era după 8. Aha. Exact așa m-am dus. Următoarea mea întrebare atunci. Muzica academic. Da. De unde și până unde? Deci muzica ușoară, te-am văzut cântând muzică ușoară, nu odată, da. Și muzica academică, tu foarte târziu ai ales calea da, asta. Da, într-adevăr. Eu practic, eu credeam că la anii ăștia deja, ei, de acum cine mai se mai duce să, să învețe cantul academic? Și când colo eu aud că Ana Cernicova cântă la teatru de operă și balet și încă nu așa, primele partituri. Deci tu și acolo ți-ai propus să fii prima. Da. Înțelegi? Da. Dar păi, Anșora, dar de unde tu... Ai simțit că tu poți cânta muzică academică, doar trebuie să încerci, doar nu poți să știi, poți tu să o cânti sau nu. Trebuie cineva să ți-o zică, să încerce cu tine să cânte. Sau cum? Eu aveam careva încercări inocente, participând la concursuri pop. Așa. Puteam să bag o chestie de asta de operă, pentru că profesoara mea pe atunci mi-a zis că eu am voce academică. Aha. Dar cine mi-a zis profesora? Tamara Brighidin. Așa, m-au zis. Da. Și dumnea ei mi-a zis că la tine vocea nu e de muzică pop, tu trebuie să cânti operă. Eu pe atunci aveam, nu știu, vreo 14-15 ani. Și zic că e care operă? Da, da. Eu deși, nu știu, ce ascultam pe atunci, Black Eyed Peas, nu știu, 50 Cent. Și da, Britney dar e Britney Spears asta mai devreme, mai devreme. Mai devreme, da. Da, asta Britney Spears era de mult. Și dar deja cochetam. Adică la 2 inimi gemeni, când am câștigat acest concurs, eu am cântat o lucrare care era pop opera. Uh-huh. Deja a fost prima mea încercare. Clar că am cântat-o cam nu tare bine, dar până la urmă, cum am putut, așa și am cântat. Așa. Și deja când învățam la muzicologie, am participat eu la un concurs care se organizează, îmi pare că Ștefan Neaga chiar se numește. Așa. Și eu zic să merg la cantul academic să încerc, dacă tot profesoara mea mi-a spus că eu pot să cânt operă, tot să încerc. Da, am pregătit programul, m-a pregătit profesoara. Da, stai, cu cine? Cu care? Tot cu doamna? Cu doamna Tamara. Cu doamna Tamara? Aha, da, dar ea atunci este, încă, da. Ea era și profesoară de cantul academic. Da, da. Aha, da. Am înțeles, de ce asta am vrut să zic? Pentru că ea tot era cântăreață de operă. Și am participat la acel concurs. Am cântat rău. Și țin minte că doamna Ivancenco, te-am pot să-i spun numele, că nu mă supăr doamna, dar deci, dar oricum e amuzant că ea stătea, țin minte că eu am cântat, ea a fost în juriu și punea note. Da. Și se uita așa de sus la mine, hai, arată și poți. Nu, eu cânt rău, evident. Și ea după asta se duce în coridor, adună toți profesorii. Она хочет стать оперной певицей. Вы слышали, как она вообще поет? Что, может, под приколяска, Демина, Колок, Яка. Какая из нее оперная певица? Опа, и ты не амбициона требуешь, no, да? Ну, и кярс мы амбиционез по меня же еще вас. Что за кеймей? Окей, бене, ну, замыка, ну. Și mai departe învățam eu muzicologie. Deci mă căsătoresc în anul 3, eu de-am eram cu burtă. Așa. În anul 4 eu am născut. Uh-huh. Dar continuam studiile și deja mă gândeam ce să fac, să merg la estradă sau totuși la academic. Pentru că academic e pentru mai mare perioadă de viață. Uh-huh. Nu știu cumva m-am gândit eu așa că mai operă poți cânt și la 50-60 de ani. Da. Da, muzica pop, adică și așa pot să o cânt. Uh-huh. Pot să iei lecții cu un profesor individual, nu neapărat să faci școală, dar opera mi s-a părut mult mai complicată și mai interesantă pentru mine, că eu nu caut căi ușoare. Bravo, ai fost înțeleaptă, bravo. Și mă duc eu cândva n-am mers pe ideea asta. Bine, în cazul meu, atunci erau anii 90, când era prăpăt și se făcea în țară. Da, și teatrul de operă era la pământ, adică artiștii practic nu evoluau, dar dacă și evoluau, plecau sărmanii peste hotare ca să-și facă o pâine și încă mergeau cu autobuzele, și chestii. Dansau, și eu am zis, 2-3 oameni exact, la atunci am zis că nu trebuie mie cantul academic, mor de foame. La tine a fost ceva mai târziu, dar oricum e înțelept și bine te-ai gândit. Și iată ajung eu la academie. Dau documentele, cânt la examenul de specialitate. Și primesc cea mai slabă notă. Pe atunci era nota 8. La Academie de Muzică, da? Da.
Domnul Munteanu îmi pune mie 8, așa. Restul tot 9, 10 și îmi pare că era un 7. Așa. Dar 8 asta înseamnă că, măi, un fel de 5, uh-huh. adică notă trecătoare. Da. M-a salvat faptul că eu la teoria muzicii, da, celelalte, la armonie, fiind muzicolog, da. Eu am dat pe nota 10 examen de cele și asta m-a ajutat să ridic așa. Balul și eu am intrat la buget. Și plus încă am ajutat și colegii mei. Așa. Și am intrat ca cea mai slabă soprană, pentru că din toate sopranele eu am primit cea mai rău notă. Și am învățat la domnul Vladimir Dragoș, stăteam în cabinetul lui, eu având copil, Amelia deja mergea la grădiniță și eu duceam la 8 dimineața la grădiniță și repede la sau la teatru, da. Uneori el făcea lecții și la teatru, ori la academie. Și stăteam de la 8 dimineață până la 5 seara și ascultam cum el lucrează cu toți studenții lui. Sau între lecții. Dacă aveam lecții, iar veneam, iar ascultam. Așa. Eu voiam să mă învăț să cânt ca Netrebko. Cum? Adică la mine nu iasă voce așa. Nu, și la sfârșitul anului întâi, cei care au avut note de 9 și de 10, au avut note de 7-8, dar Anica Cernica a avut 10. Deci totuși ai muncit și ți-a reușit. Ok, am o întrebare mea următoare. Cum ai ajuns să fii solistă la teatru de operă? Sorry, dar acolo tot e concurență și acolo tot nu fiecare se vede prima donă. Și când acolo vine Ana Cernicova, care... Copchil, nu-i vorba de copchil, care de fapt a început cantul academic am unul de mult și e când acolo hop și deodată, cum adică tu ai venit din băncile academiei și imediat tu ești prim solist. În academie nimeni adică, nu credea în mine. Deci domnul Munteanu nici nu m-a luat la el în clasă. Păi asta vreau, dar cine ți-a dat rolurile astea principale? Și inclusiv și profesorul meu a spus, nu, tu ai să fii așa, poate de filarmonică, când sta la cu orgă. Și când la mine a început să iasă vocea, deja la masteratul l-am făcut la domnul Munteanu. Așa. Și îmi pare că eu deja când învățam la masterat, eu am făcut audiții la teatru și deja deodată am cântat rolul principal. Adică rolul principal era examenul meu de la masterat. Și așa de simplu ți l-au dat. Pentru că eu eram bună. Aura, nu mă scuzați, vă rog. Nu, Anișoara, eu înțeleg că bună, dar stai că mai sunt voci acolo la teatru. Măi, și la voi... Dar știi că nu sunt multe voci care reușesc să... Da, dar și la voi acolo, eu cred că au fost supărări mari. Cum a venit fetița asta? Dar de ce? Deodată nu a fost? Deci la voi acolo așa e... Măi, dacă se descurcă omul bine, adică de ce nu? De ce să nu-i dai o șansă? Foarte interesant. Și înaintea mea tot Nastia Cușnir, ta. Nu știu dacă o știi pe Nastia Cușnir, da, așa. Tot e foarte bună cântăreț. Da. E cu un an înainte, tot o angajatul la teatru și că e mai mare cu un an. Și după aia pe mine m-a angajat, într-adevăr, nu, dar chiar era nevoie de soliste tinere în perioada aceea și... Bun! Și acum, uite că vezi că foarte multe voci bune ale noastre se regăsesc acum în teatrele de operă din Europa, da, de peste tot, da? Ce urmează? N-ai și tu visul ăsta să ajungi? Eu mi-am dorit foarte mult. Opera de Viena, La Scala? Doar că eu aveam o mică problemă. O mică mare problemă. Eram mamă tânără, că eu nu puteam să las copilul. Așa. De ce eu... Bine, tu ești tinerică, tu și acum încă poți să urmezi, nu? Păi, iată cum, pentru prima dată, am absentat o lună întreagă de acasă. Unde ai fost? Pentru că am putut deja să-mi permit, copilul e mare, singur îți duce la școală, deci gata. Hai, zine, unde? Unde ai fost? Deci, am fost invitată să cânt rolul principal în opereta Văduva Veselă. Așa. Rolul Hanei Glavari, Hanna Glavari, ștaman Hanna, eu sunt Ana. M-am sunat, adică am fost contactat la începutul decembrie și mi-am zis că uite, te invităm să cânti la noi. Unde la noi? La opera din Iași. Din Iași? Aha, da, în România. Da, așa. Da. Și eu zic, da, ok, operetă, adică cât acolo să cânti o operetă. Eu zic, când roluri mari, serioase, operetă, nicio problemă. Hai zici, mă, pentru cei care nu știu, opereta asta e comedie muzicală. Da. Și e mai scurt. Da, și e mai mult, e jumătate și dans și muzică. Nu, da? E poate să fie și lungă, în funcție de cum a scris compozitorul. Dar e așa, mai ușurică, apropo. Da, dar nu e așa, e de complicată vocal. Vocal, da. Și poți să fie și dansuri. Dar e mai mișcată, tu ai mai dansat acolo. E un fel de musical, dar în stil de operă. Da. Da.
Eu accept, zic da, ok, și tamam în luna decembrie. Eu pregătesc piesa nouă. Amelia nimerește în spital. Evenimentele tamam în luna decembrie, da, când tot e full. Iar nopți nedormite, iar vin cu luna decembrie, gata. Și eu abia pe 28, eu când spectacolul la noi la teatru și eu îmi dau seama că de eu trebuie să învăț rolul, că pe data de 7 noi deja avem repetiția generală. Deschid mesajul, le revizuiesc și mă uit, regizor Andrei Șerban. Întreb Cătălin, da, cine e Andrei Șerban? Spune, Andrei Șerban? Tu nu știi cine e Andrei Șerban? Ia, șochită, pe ăsta e Andrei Șerban, ăsta e... Adică Cătălin știa, dar tu nu. Pentru că el e din teatru. Am înțeles, da. Dar eu și mă învârtesc că ești în moldoveara mea, eu... Da. Direvnă. Și eu spui, uite, pe Andrei Șerban, cei mai mari actori din România visează să lucreze cu Andrei Șerban. Mm-hmm. Și când aud că s-a acceptat în urma unui casting să lucrez cu Andrei Șerban, ei zboară de fericire, ei au emoții. Da. Dar tu... Și spun, a, ok, bine, deja devine mai interesant. Data de 28, eu cânt ultimul concert. Da. Pe 7 eu deja trebuie să știu rolul, eu încă nu știu, eu n-am deschis notele. Zic, dă să mă uit măcar în înregistrare cum arată spectacolul. Mă uit la spectacol. Acolo, Hana e destul de sexy. Da. Adică, pentru teatrul nostru, asta ar fi cumva vulgar. Eu, pentru ca să ies, am ieșit așa cu ochii, cu burta goală. Asta de-am era ceva, adică da. Ai ieșit la operă cu burta goală. Aici, eu mă uit la spectacol, e acolo spupă, dansează senzual. Și încă și momentul ăsta că ei trebuie să pupi cu solistul pe buză. Uh-huh. Și eu zic, Cătălin, eu n-am de gând să mă pup cu alt bărbat pe buză. Adică nu vreau, nu vreau, eu nu vreau. Și zici, adică cum tu ți-ai imaginezi? Tu te duci la Andrei Șerban, spui, domnul Andrei Șerban, eu nu vreau să mă pup pe buză. Tu serios? Ei, și tu, anișoara, de asta nu e sărut franțuzesc. Așa, un țioam și gata. Dar eu stare... Subiectele astea stare așa, nu-mi place. Auzi, dar ești actriță, ești în scenă, băi, bună ziua. Nu-mi place, nu. În fine, uite eu, asta a fost primul meu stres, mi-am venit să plâng eu când am văzut acolo, Doamne, și mă așteaptă. Zic, ok, dă-ți deschid notele. Da. Și tot anul nou, toate sărbătorile de anul nou, eu stăteam cu căștile în urechi și cu notele în față. Adică, în noaptea când am fost cerută, în seara când am fost cerută, noi repijor am fost la părinții mei, am fost repijor la mămica lui Cătălin. De asta când a fost? De anul nou. De anul nou, aha. Și ce credeți? Cum a sărbătorit eu anul nou? Căștile învățând. Am venit acasă, căștile, notele. Și așa la mine a fost 1 ianuarie. Ei, da, ți-a reușit. 1, 2 și 3. L-a impresionat pe Șerban. Evident. Iar ești e mai bună și prima. Bine, înseamnă că așa eu vreau să... Parcă am eu un sindrom din ăsta care... Și da, cum crezi tu? Cea mai bună. O să evadiezi din Moldova până la urmă? Dacă o să ai propuneri? Nu știu. Nu știi? Nu știu, nu știu cum. Adică aici cum deja ține de Cătălin? Așa. Din cauza lui? Dar ține de tare mulți factori. Spun că tare rău mă simt acasă. Nu știu, noi parcă așa ne-am adaptat la viața asta. Dar știi de ce te întreb? Fiindcă, hai să recunoaștem, totuși din muzică, mai ales din muzică academică, nu mai trăiești foarte mult. Acolo, peste hotare, da, la noi mai puțin. Eu știu salariile. Ce salariu ai la teatru de operă? Hai, spune, să audă lumea. 4.000 și ceva de lei. 4.000 și ceva. Solista principal, la teatru de operă, da. Și balet. Dar primul meu salariu, apropo, era de 2.000. De lei, nu de 2.500 de lei. Eu nu știu, eu când aud pretenții de genul, lăsați că voi, iată, uitați-vă. Eu nu știu cine mai lucrează la banii ăștia. Și încă, eu nu știu mai lucrează, dar asta e lucru. Noi am filmat azi și soliștii de balet, da? Da. Păi ei tot așa salarii au, da. Ei tot au 2, 3, 4 mii de lei. Oamenii cei de dimineață până seara îi fac efort. Da, dar vreau să spun că acum ministrul culturii ne-a ridicat un pic salariul, ne-a adăugat, nu știu, 1.000 sau 1.500 de lei, nu știu cât. Mult. Foarte mult. Da, adică deloc, da. Da, chiar vreau să fac un mesaj pentru oamenii, da, simpli, care nu știu cum e asta să fie artist. Vă rog frumos, nu credeți că noi suntem bogați. Că eu uneori primesc mesaje. Am făcut poză cu unghiile mele, da, da. Și erau și inelile. Da.
Mai bine dădei inel este la un copil care are nevoie de mâncare. Da, da, la noi asta da. Tu știi câte mesaje primeam? Dar voi nu știți că eu uneori singură n-am și mânca. Adică ceea ce pare pe ecrane, asta tot e așa o aparență. Nu-i deloc adevărat. Anșoară, artiștii din Moldova nu sunt bogați. Anșoară, și dar pe întrebarea mea, tu ți-ai găsit iar din nou un artist. Și ce ați faceți voi, doi artiști, cu așa salarii? A să ne hrănim din dragoste. Ați înțeles? Mărim de foame, dar ce ți-i faci? Dar în schimb să ne iubim? În schimb să ne iubiți. Ca în cărți, ca în cărți. Bun, nici nu te mai întreb, e mai plătită muzica de operă sau cea muzică ușoară? Eu cred că până la urmă te hrănești mai mult din petrecerile. Nu, opera e plătită mai bine peste hotare. Peste hotare, da, dar da. La noi bani se fac din petreceri și tu continui să cânti la petreceri, da? Rar. Uite, tu ești poate că unica din cei care au fost la mine care spune că nu își dorește să cânte la petreceri. Nu, mie îmi place să cânt la petreceri, dar îmi place să vin cu un program scurt. Cu urci, a venit așa, în stilul meu, cumva, da. Dar toată seara nu. Nu, pentru că vezi că nici nu poți să le combini, nu poți să cânti și la nunți și să fii solistă de operă, pentru că tu îți ucizi efectiv vocea. Vocea nu rezistă coardele vocale, sunt foarte gingașe și aici trebuie ei să alegi. Da. Da, eu pot să vin cu un program să mă joc puțin, dar nu pot să cânt o noapte întreagă. Clar. Atunci eu trebuie să renunț la operă. Da. Da, să renunț la operă pentru bani, nu vreau. Noi mai avem o rubrică, se numește Blitz. Da? Așa. Deci niște întrebări la care le răspunzi pe scurt. Ok? Da. Hai. Că ești îndrăgostită, a fost mai greu să-i spui cui? Fiicii, părinților sau prietenilor? A, tu te referi la Cătălin? Da. Cui nu a fost greu? Fiicii, părinților sau prietenilor? Da. Cui mai greu? Cui mai greu a fost? Părinților. Părinților? Mm-hmm. Dar de ce? Fiindcă da. Ei... Dar nici nu le-am spus. Adică bucurat, ei, pur și simplu... Eu cred că ei abia așteptau. Am spus, gata, ăsta e bărbatul meu, faceți cunoștință. S-au bucurat apropo, l-au primit bine? Of, părinții mei, mama mea tare și făcea greș pentru mine să nu calc... Iar din nou. Da, da. Și până acum își face greș. Ea încă îl cunoaște. Am da. Înțeles, clar. Deci, Ana la 20 de ani sau Ana acum? Acum. Da? Pe care elege-o? Pe asta? Doamne, ce mi-aș dori eu la 20 de ani să gândesc așa cum gândesc acum. Clar. Mm. Eu, asta, mai ales vârsta 20 de ani, aș șterge, că așa cu prietele să nu existe. Mai departe. Soprana sau interpretă de muzică ușoară? Deci, dacă te-ar pune să alegi una dintre ele, ce ai alege? Cântăreață crossover, vă rog frumos, și altceva nu există. Eu am încercat să renunț la pop și să cânt doar operă. Așa? Și mi-era doar de pop. Am încercat să renunț la operă și să cânt doar pop și mi-a fost doar de operă. Nu pot. Adică eu... Eu sunt așa. Îți place și una și alta? Da. Ce frici are Ana Cernicova? Acum? Nu. Deloc? Dar de care frici? Nu există. Nu știu, poate îmi dai vreun exemplu. Deocamdată n-am frici. Nu. Cum te ajută rețele socializare în cariera ta? Ești mai vizibilă, faci bani. Sau cum? Da, dar vezi că abia acum mi-am revenit, deja de când pot să mă împart cu viața mea personală, așa. Adică mi-am permis să o fac, deja sunt mult mai deschisă pe Instagram, așa. Pentru că o perioadă nu prea eram activă. Da, sunt colaborări. Te ajută într-un mă fel, ajută, da? Mă ajută, da. Și tare mult îmi place comunitatea mea. Am așa oameni minunați care mă susțin. La ce concert ai fost dezamăgită de prestația sa? A fost prestația ta, da? A fost vreun concert în care ai spus... Cred că a fost. Precesc, a fost? Eu mereu sunt nesatisfăcută de mine. Aha. De asta, perfecționistă, înrăită. Ei, cam, mai știm de dacă ești. Dacă sincer, niciodată nu sunt satisfăcută 100%, întotdeauna am întrebări la mine. Deci, noi mai avem o rubrică. Ea se numește Provocare.
Uite, aici, în, da, în această cutiuță sunt trei belețele. Uh-huh. În una din ele scrie cadou, adică nu va trebui să faci nimic. Eu îți dau cadou fără ca să mai faci ceva. În celelalte două sunt provocări. Și deci trebuie să îndeplinești cea pe care o vei scoate. Da, și provocări. Să vorbesc sau să fac, să dansez? Habar nu am, toate întrebările la Iurea. Nici eu nu știu ce ți-am. Da, hai, tu cum stai cu norocul? Dar da, tu, apropo, ce îți dorești? Îți vrei, vrei cadou sau provocare? Ce vrei tu? Da, eu scruoasă și provocări. Da? A, uite, bravo. Mie tot mi-ar plăcea provocare. O, super, nu-i cadou, așa? Da. Să citesc? Da. Fă o declarație lui Cătălin. Super! Minunat! Minunată provocare, Iulia! Eu am, mai făcut o declarație lui Cătălin în direct, la un radio. Acum ai posibilitatea, okay, nu doar să te audă, dar să te vadă. Dar evident că nu am să o fac așa cum o fac în viața reală. O voi face oficial. Hai. Domnul Cătălin Lungu, maestre, sunteți un bărbat minunat și sunt norocoasă că sunt a dumneavoastră. Vă iubesc foarte mult. Auzișca, eu și-am vrut spun, eu la anii ăștia, dar am de învățat de la tine. Eu nu pot așa, bărbață, e ca așa, știi? E ca așa, dar pe tu exact știi și le place lor. Nu, Luba, și dar stai, eu când vorbesc cu el, noi vorbim altfel. Da. Asta a fost, oficial. Da? Da, tu cu el cochetezi și în viața așa de toate zilele, așa cum aici la cameră. Tu ești cochet așa? Uh-huh. Așa-i? Și cu el tot? Da, dacă de ce nu? Ah, ce interesant! Bun! Deci, la noi cadou bine meritat de la partenerul nostru A Priori Wine. Uite acest set romantic pentru voi doi, pentru tine și domnul Cătălin. Iată, da? Avem și păcăriere. Tot frumos. Mersi. Doamne, aștept cu nerăbdare ziua aceea când o să poți consuma alcool. Doamne, și mi-e dor de ziua asta. Dar pe asta când? Nu știu. Asta nu știi când? Da, s-o coate. Nici de anul nou n-am băut. Nici de 14 februarie n-am băut. Eu n-am nici o sărbătoare. Uite, ce scârbă ar fi mie asta. Nici de 8 martie. Nici de 8 martie n-am să beau. Dar când apropo să iasă emisiunea? După 8. Nu știu. După? După 8, nu. Trebuie. Dacă înainte vreau să fac un anunț pe 11 martie. Hai zi, pe 11 martie la Opera din Iași voi juca încă o dată rolul Hanei Glavare din Văduva Vestilor. Un spectacol superb, un spectacol modern. Pentru prima dată o să vedeți operetă într-un stil modern, de parcă e musical, montată de cel mai bun regizor din România. Deci vă recomand să veniți pe 11 martie la Iași. La Iași. Așa. Da. Deci, dragii noștri, invitata mea a fost Ana Cernicova. Ia uite și cum v-am speriat. Deci, care urmează acum să fugă repejor la concert, să susțină pe Amelia, da. Exact, din sală, așa am înțeles. Amelia, succes. Iar voi, cu voi, ne vedem sâmbătă viitoare cu nou invitat. Ca de obicei, aștept de la voi reacții, susținere, clopoței, like-uri, subscribe, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, da, faceți share, da, sau cum redistribuiți. Like, subscribe and share. Da, da, și ca și alții. Și comentarii frumoase, să scrieți. Ia că ați văzut, e că eu tot asta share. Că noi suntem firi sensibile. Da. De exemplu, am văzut-o pe Aura cât de mult ea suferă. Pe ea, într-adevăr, o deranjează comentariile neplăcute. Dar când ai văzut-o? Nu știu, așa am simțit. Ai simțit, e adevărat. Am simțit. Da, da. Și tu tot ești așa, da? Da. Ați înțeles, da? Hai, vă rog, două femei odată, așa, nu se poate. Nu, într-adevăr, noi suntem foarte sensibile și nu e ușor să facem un interviu. Bine, gata, tășim. Da, gata, că Iura de-am ne spune să închidem gurile. Închidem gurile și până la întâlniri. Vă iubim!